Pe Ionuț Chirilă, ni se alătură prin telefon. Bună ziua! Te salut, te salut! Discutăm și pentru că e așa urmarea discuției pe care a inițiat-o Remus în emisiunea lui Valen Moraru de ieri și am zis să o continuăm noi astăzi. Înțeleg și am înțeles și de la Vali că ți-ai auzit numele și e vorba și de un firesc drept la replică, dar oricum avem subiecte de discutat categoric împreună. Da, eu aș vrea să precizez niște lucruri pentru că mi s-a pomenit numele aseară. Uh-huh. Am înțeles că puțin ironic în emisiunea... Nu e adevărat. Cum ai înțeles? Din moment ce n-ai văzut Ionuț, de ce spui am înțeles? Că a fost o afirmație în direct la TV. Trebuia să fi știut din moment ce... Te rog frumos să nu mă întrerup. A intervenit. Păi da, ironia de unde a venit? Nu, care te rog frumos ironia? Să nu mă întrerup. Ai spus aseară că eu m-am propus antrenor la Clinceni și aduc niște investitori. De unde ai tu informațiile astea? În primul rând vreau să spun un singur lucru. Eu nu schimb antrenori, numărul 1. Numărul 2. Dacă îți aduci aminte, anul trecut, în primii 3 antrenori din România, când mi s-a cerut părerea, am spus că sunt Poenaru, Croitoru și cu Leo Grozavu. Poți să verifici acest lucru. Foarte bine, care e relevanța? Nu înțeleg. Nu aduc investitori eu la Clinceni, iar vis-a-vis de faptul că ai spus că un om care a dus 4 milioane, că a făcut, că nu știu ce, cred că poate trebuia să cântărești cu aceeași măsură și când am fost eu dat afară de la Chiajna și am dus mai multe milioane. Dar nu contează, chestia asta nu-ți reproșez. Da, tu ce vrei să compari? Fiecare antrenor pe care îl pomenesc să-l compar cu tine? Problema? Putem să vorbim despre... Lucescu problema despre Guardiola, că, fără să-i comparăm cu tine? Problema este că Clinceniul nu l-am adus eu în situația asta în care să nu mai aibă bani de masă la prânz, da? Nu aduc eu investitor la Clinceni, eu sunt antrenor, ca să fie foarte clar chestia asta, da? Deci foarte bine, nu mă da. Propun eu antrenor, nu mă autopropun eu antrenor la Clinceni. Nu, ai avut o discuție cu oamenii de acolo. Aducerea unor investitori a fost parte din înțelegerea pe care o aveți și care a picat, înțeleg. Demonstrează chestiile astea când faci afirmații de genul ăsta. Cum demonstrezi lucrurile astea? Nu pot să demonstrez orice. Am anunțat în emisiune că Trică va fi demis. A doua zi Trică m-a făcut praf în conferință. A treia zi a fost demis. Cum? N-am putut să demonstrez că nu suntem la tribunal. Dacă vrei, mergem în tribunal. Păi nu poți să-mi bagi mie lucruri în gură spunând că eu aduc investitori și că eu am propus investitori. Clubul Clinceni caută investitori de foarte mult timp. Așa am înțeles, nu? Așa ați scris și voi în presă, că de foarte mult timp, oficial, caută investitori pentru că clubul este într-o situație precară. Iar dacă clubul este într-o situație precară, nu este vina mea, nu vreau să dau la afară niciun antrenor. Cine a zis că e vina ta? Am susținut nu, eu că da, tu ai sărăcit clubul? Ai fost foarte ironic când ai spus că eu m-am autopropus la Clinceni, că am vrut să aduc investitori și a căzut problema cu investitorii. Ceea atunci, ce este nici fals, măcar nu știi, da? Nici măcar n-ai auzit comentariul meu. De unde știi că am fost ironic? Îl am comentariul tău de la Digi, identic. A fost foarte ironic. Și nu cred că... Ești un jurnalist pe care te respect, cu o cultură fotbalistică vastă. Mulțumesc. Și nu mă așteptam de la tine să fii ironic. Atât am și nimic mai mult. Hai, deci, eu aș propune să depășim subiectul, să vorbim concret apropo de... Te rog. Să vorbim concret. Aș vrea să spun că în afară de CFR, PCSB și Craiova, da? Da. În România, cluburile subzistă din drepturi de televiziune și din posibilitatea vânzării a 1-2 jucători la echipele mari sau la echipe medii din Occident ca să întoarcă o parte din cheltuieli înapoi. Faptul că Clinceniu n-a reușit să facă un mix și să aducă niște bani înapoi nu este problema mea, n-am dat afară pe nimeni. Și nu vin eu cu investitor la Clinceni, ca să fie foarte clar. Categoric, dar întrebarea era în ce măsură Clinceniul sunt discuții, există negocieri și există posibilitatea sau nu de a prelua Academica Clinceni și de a te întoarce să antrenezi în fotbalul românesc. N-am înțeles, încă o dată. Voiam să ne spui dacă există negocieri cu Academica Clinceni și dacă există, din punctul tău de vedere, posibilitatea de a te întoarce acolo să antrenezi în fotbalul românesc. Nu știu, deocamdată nu pot să spun nimica, dar vreau să punctez foarte clar că eu nu aduc investitori în fotbalul românesc și că eu nu m-am autopropus.
și n-a căzut nicio discuție cu niciun investitor potențial pe care l-aș fi adus, pentru că n-am avut pe cine să aduc și de ce să aduc. Am înțeles. Ai fost la amicalul Clinceni Craiova ca spectator neutru? Da, am fost la amicalul Clinceni cu Craiova, da. M-am întâlnit cu fostul jucător al meu, Dumitrescu, de la Dinamo, din grupa de 82, care e foarte bun prieten cu Adrian Mutu. Am avut o discuție cu el. N-am avut nicio legătură cu chestia asta. Ne-am dat întâlnire acolo pentru că am avut de rezolvat un lucru cu el și mi-a spus că este la meciul Craiova cu Clinceni pentru că urmează să se întâlnească cu Mutu după meci. Da, bine, până la urmă nu e... Na, și dacă mergea fără să se întâlnească cu... Nu, e foarte bine, normal. Până la urmă, fără să negociem postul. Mă deranjează faptul că se spune, mi se bagă vorbe în gură, cum că eu aș aduce investitori care investitori deja au căzut din cei pe care vreau eu să-i aduc la Clinceni. Da. Clinceni este într-o situație fotbalistică gravă, are două puncte după 8 meciuri, se întrevede un viitor nu foarte strălucit, pentru că e foarte greu să refaci o echipă în plin campionat și nu m-am gândit niciodată să aduc eu investitori la Clinceni. Adică refuz să preiei echipa din cauza problemelor economice foarte grave de acolo. Nu. Am înțeles că aseară ai făcut o discuție vis-a-vis de faptul că... Cu investitorii, da, să trecem peste partea cu investitorii. Spuneai că da. Te-ai informat și acolo nu mai sunt bani nici măcar de masă, nu mai sunt bani pentru nimic. Înțelegem că refuzi postul din cauza contabilității dezastruoase. Citesc din ziare lucrul ăsta. Tu ai spus că din ziare poți să citezi și că ai ofertă de la Clinceni. Tu ai spus următorul lucru. Cum este posibil ca Poenaru să nu aibă liniște și să se discute în spate cu Ionuț Chirilă, care va aduce potențial investitori? Nu, n-a fost. Nu ai fost pomenit în contextul acesta. Trebuie să rupem în două bucăți. Nu e normal ca Poenaru să nu aibă liniște, dar asta nu înseamnă că e vina ta că nu are liniște Poenaru. N-am susținut așa ceva. Să spun, are ieșit din chestia asta că tu spui că eu... Că tu ai venit să lucrezi pe Poenaru, să îl dai la o parte. Poenaru cu potențialii investitori cu care vreau să vin. Nu. Urma să vii cu investitori după demiterea lui Poenaru, care era certă încă de ieri și de mai mult timp. Ca omul zice că nu ți-a pus problema să vii cu investitori. Plus că Poia a zis că pleacă el. Exact, Poenaru are cunoscut că pleacă el. Investitori, dragii mei, investitori nu se găsesc la Dinamo. Care asta zic, măcar să fi fost pus în situația de a aduce investitori, probabil e fi dus la Dinamo dacă puteai. Credea cineva că dacă Dinamo n-are parte de investitori de atâția ani și este la un pas de prăbușire, se găsesc investitori pentru Clinceni acum? Hai să fim serioși. E aerodromul acolo, eu știu. Am gândit că ai prea mulți prieteni. M-a deranjat foarte mult din partea lui Remus, la care țin foarte mult. Păi tocmai, a avut o ironie. Nu, dar n-a fost ironie absolut deloc. Ionuț, dar recunoști că n-ai văzut tu și știi că de asta am auzit atâtea că... Știi cum e? Telefonul fără fir și ce ți se transmite din ce spune, se și interpretează. Am auzit că a fost ironic. Așa și cum pot să spun. Am auzit că Filoti a fost ironic. Dar... Poftim? Nu, dar poate mi s-a transmis emisiunea de aseară. Poate o am pe telefon. Dacă o aveai, deci cred atunci. Că nu ziceai că ți s-a transmis. Da. Ziceai că ai văzut. Da, deci foarte bine dacă o ai pe telefon. Îmi asum tot ceea ce am spus în emisiune, dar n-a fost niciun pic de ironie. Și eu spun că trebuie un antrenor să aibă continuitate. Eu sunt primul care spun că filozofia de joc câștigătoare a unei echipe nu se face mai puțin de 6 luni. Aș fi vrut ca Poenaru să continue și să facă aceeași treabă bună pe care a făcut-o în campionatul trecut. Problema este că la fotbal este business. Și dacă nu se face un mix între jucătorii maturi și jucătorii tineri, care să poată face obiectul unui transfer profitabil, se știe că jucătorii până în 23-24 de ani poate să întoarcă niște bani la club înapoi, se ajunge în situații de genul ăsta. Dar nu sunt eu de vină pentru chestia asta. Eu nu știu că n-am vorbit de Clinceni în toate emisiunile adunate până acum cât am vorbit astăzi. La Dinamo să trecem. Da, să trecem la Dinamo. Pentru Dinamo ai investitori? Acum ești ironic. Cum? Acum glumesc, da. N-a fost ironic, a glumit. A întrebat dacă ai investitor pentru Dinamo. Situația lui Dinamo, un club de care clar ești legat, n-ai făcut niciodată un secret, de asta sentimental și afectiv, situația acolo continuă să fie. Acolo întrebați-l pe Mircea Lucescu, că Mircea Lucescu poate să aibă investitor la Dinamo. Are un pic altă treabă Mircea Lucescu, e ocupat cu altceva un pic astăzi.
Da, dar el care se confundă cu Dinamo, sunt convins că va dori să ajute Dinamo și sunt convins că și ajută Dinamo așa. A și direct, ajutat-o de câte ori a avut ocazia. Da, să sperăm că lucrurile vor intra pe un făgaș. Dar ca dinamovist, cred că a durut acest eșec cu 6-0, așa că usturător. Pentru că Dinamo, cum am spus, de atâția ani numește oameni nu pe criterii de competență și la nivelul managementului administrativ și la nivelul managementului tehnic. Și din păcate Dinamo acum este pe un culoar într-o insolvență și la un pas de falimentul fotbalistic care s-a și întrevăzut la partida cu Steaua, în care trebuie să transforme jucătorii tineri din perspectivă în certitudini. Nu are altă soluție. Când va găsi omul care să facă chestia asta, va fi din nou o echipă. Și un club care va crește bazat pe principii sănătoase și pe o construcție solidă. De 10 ani n-au făcut asta. Probabil în următorii 10 ani vor reuși. Da, dar nu e timp, Ionuț. Până transformă Dinamo perspectiva în certitudine, se trezește în B. Păi da, dar dacă începea atunci când am spus eu, nu se trezea în B, astăzi câștiga campionatul. Acum e cam târziu. Vorbind de New Dinamo, de 10 ani de zile, deja au ajuns momente penibile.